Bine ați venit la uimitorul meu circ digital! Vreți și voi să vă alăturați circului meu? Evident că da! Ei bine, bine ați venit! Unde suntem? Tu? Cum ai crescut așa de mult? Eram mici? E o creștere rapidă! Hei, ce ne-ai făcut? Trebuie să vă transformați în Pomni și Jax, pe care îi iubesc așa de mult! Aceasta e singura condiție ca să scăpați! Ce? Înțeleg! Cum să devii Pomni? Cum să devii Jax? Prieteni, salvați-ne! Vă rugăm să apăsați butonul de like ca să putem ieși din circ! Oh, da! Mersi! Copii creduli, sunteți condamnate la eșec! Păcat! Suntem blocate aici pentru totdeauna! Cu siguranță nu sunt implicată în asta! În acest caz, luați asta! Cutremur! Nu ne pot speria! Ce? A dispărut? Ei bine, să trecem la treabă! Prima dată, curățarea! Ce face? Și eu ce fac? Sunt o începătoare când vine vorba de machiaj! Ah, sunt blocată aici pentru totdeauna! Ha? Ce e muzica asta? Mă voi machia foarte repede! Fond de ten primul! Ha? Doamne, se pricepe! Pur și simplu o face să strălucească! Mâna mea! Ha? E nedrept! Fiu! O mână e suficientă pentru a mă machia! Veți vedea! Să trecem la contur! Nu pot sări peste corector! Retușare ușoară! Timpul pentru ochi! Aleg o paletă de culori! Pot chiar să conturez pleoapa inferioară! Pot să fac conturul la ochi cu o singură mână! Rimelul nu-mi pune probleme! Adaug un strop de lavandă! Copiem și lipim! Totul e gata! Mi-a revenit mâna! Hei, dragă! Să verificăm lista! Machiajul e gata! Faci o treabă uimitoare! De unde să încep? Nici măcar nu pot deschide chestia asta! Oh, cred că are nevoie de ajutor! Care-i treaba? Nu știu de unde să încep! Iată agenda ta! 1, 2, 3, 4, 5! Stai! Unde e al treilea punct? Trebuie să fie apa micelară! Unde este? Habar n-am! Oh, prieteni, comentați mai jos unde e apa micelară! O vedeți? Oh, iată! Mersi, prieteni! Da! Te descurci de aici? Să trecem la treabă! În primul rând, curățare! În continuare, lentile! Fond de ten alb! Contur la ochi, sprâncene întunecate, gene evidențiate! Far de obraz roșu, buze și am terminat! Nu voi lăsa să scape! Ne dai pe spate! Frumos cântec! Oh, nu! Mâinile mele nu vor să mă asculte! Ce e neregulă cu ea? Se pare că nu mă pot opri! Ajutor! Bine, încetează! Stai nemișcată! Bun, scoate căștile! Ce-a fost asta? Bună treabă! Machiajul e terminat! Urmează ținuta! Bine, din ce pot face haine? Uită-te! Ce? E grimace! Frate, nu vrei să te pui cu noi! Te voi termina! Vei regreta că m-ai rănit! Taci, taci! Aceasta e livrarea mea de mâncare! Mersi, amice! Bine! Așteaptă! Ce zici de bacșiș? Poftim! Păstrează restul! Oh! Iată stofa! Voi coase o ținută minunată! De unde iau stofă? N-am nicio șansă să-mi fac o ținută! Oh, iată materialul! Hei, perdea! Vino la mama! Hei! Acum am și eu stofă! Pot începe să cos! Hai! Noroc! Fusta e gata! În continuare, vom face nasturii salopetei! Turnarea lipiciului fierbinte galben în forme rotunde de silicon. Răcesc totul și voilà! Fac găuri pentru un fir. Perfect! Și atașez bretele. Aproape am terminat! Uite! Trebuie să decupez piese în două culori pentru topul meu. Uimitor! Le cos împreună. Gata! Așa de drăguț! Oh, să trecem la nasturi. Vor fi galbeni. Decupez două cercuri. Și le umplu cu puf pentru a adăuga volum. Oh, arăt ca o găluscă pentru copii. Îi cos. Costumul e gata. Oh, ce faci? Pune forfecele jos. Nu! Până la urmă suntem prietene. Ce întorsătură? Trebuie să rup vraja? Privește! Pune forfecele jos și revino-ți în fire! Hopa! Oh, scuze! Tot ce mi-am dorit inițial a fost să tai firul! Poftim! Păi, a fost ciudat! Din fericire, costumul meu e în siguranță! Frumos! Foarte drăguț! Și ținuta mea e gata! Am terminat cu hainele! Cum îmi fac singură părul? Cine ar putea să-mi dea o mână de ajutor? Oh, Ashley, uite! Acesta e un buton de urgență al coaforului. Te rog, nu-l atinge! O să-l ating! Bine? Nu! Rar! Oh, doamne! Opriți-vă! Aveam nevoie de un hairstylist. Poftim forfecele? Treci la treabă! Forfece! Privește cu atenție! Acesta e un mod prost de a tăia, ai înțeles? Nu vei fi niciodată un hairstylist! Nu ești demn de asta! Voi dovedi profesorului că se înșală! Am o șansă! E important să nu te miști! Am reușit! Oh, așa de frumos! Serios? Se pare că Huggy e un hairstylist până la urmă! Huggy, ai făcut o treabă uimitoare! Oh, mă bucur așa de mult! Pa! Un păr grozav! Ce să fac cu capul meu? Nimic nu e suficient de bun! Oh, vopseaua asta de păr e treaba mea! Trebuie să-i acord ceva timp! Oh, așa de mult! Se pare că am pierdut! Sunt așa de rușinată! Hopa! Cât mai durează? Oh, grozav! Poate să dispară! Culoarea e mortală! Pălăria ar fi următoarea noastră provocare! De unde mi-a una? Am plecat la vânătoarea de comori! Pălărie, unde ești? O mână! Piu, Pomni, adună-te! Spider-Man? Hei, habar n-aveam că ești aici! Oh, se pare că e aici de ceva vreme? Ha, sunt disperată după pălăria ta! Scârbos! Piu, te-am prins! Lipsesc pompoane! Hei, Spidey, mă poți ajuta? Sigur! Poftim! Mersi! Mult succes! Pălăria e gata! Această mască are nevoie de o altă nuanță. Mă voi amesteca! Iată vopseaua! O agit bine și dau drumul! Oh, destul! Vina mea! Tub enervant! Oh, privește! Masca e gata! Minunat! Iată, ți-am făcut o coadă! Înseamnă foarte mult pentru mine! E exact ceea ce aveam nevoie! Gata cu masca! În continuare, avem nevoie de cercei. Am rechizite pregătite pentru ei. Mai întâi am decupat cercuri. Desenez pupile negre, încă două cercuri din hârtie cu mată și fac pleoape din ele. Le lipesc pe prinzătoarea cerceilor și voilà! Cerceii mei Jax! Doamne! Să vedem, ar fi drăguț să am cercei! Știu! Le voi face din ceea ce am! Desenați totul cu creioane pentru ochi și buze! Grozav! Elimină! Cerceii mei sunt compleți! Am uitat un ultim detaliu, mănușile! Din ce le fac? Uite, un mic cadou de machiaj pentru voi! Nu! Trebuie să fie o capcană! Bine, să vedem! Oh, acestea sunt mânuși! Ca un semn al prieteniei și iubirii noastre! Ați mușcat-o din nou! Uite, am terminat cu listele de verificare! Oh, da! Am reușit! Pomni și Jaxsy? Bravo, doamnelor! Ce? Unde s-a dus? Felicitări! Ați făcut o treabă grozavă! Deci, când ajungem acasă? Acasă? Oh, nu! Veți rămâne! Cu excepția cazului în care acest videoclip primește 1000 de aprecieri chiar acum! Doar așa vă dau drumul! Prieteni, vă rog, apăsați butonul de like! Vă implorăm! Oh, mersi! Ce? Nu! Tu ai promis? Țignitule? Doamne dragă, unde a plecat? Ieși, acum! Un bun circusino! Circ sfânt! Cineva a căzut în gol! Destul! E timpul să te întorci! Nu vrei să te pui cu vidul? Voi vomita! Eu nu am chef de asta acum! Vreau să mă întorc acasă, la mama și la tata! Uită! Suntem noua ta familie acum! Ce? Oh, nu, 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 nu! Mult mai bine acum! Ultrasunete! Săracele mele urechi! Așa e, nu mai am niciuna! Bine, în regulă! Taci! Dacă acest videoclip primește 20.000 de like-uri, te voi lăsa afară! Ipi! Minunat! Da, nu aud nimic! Yay! Oh, ce credulă! Știu cu adevărat că nu va ajunge la 20.000 de like-uri! Va rămâne aici pentru totdeauna ca să facă ceea ce spun eu, în circul meu digital! Ce? Voi da like? Mersi mult! Ei bine, ciao! În primul rând... Înțeleg? Nu ușa mea! Regata, asta e pentru tine! Du-te, păpușă, nu-ți face griji! Ai totul sub control! Nu te uita, te ajut! Du-te! Regata, dragă, am o mică provocare pentru tine! Trebuie să găsești toate piesele din Zubble și să le pui împreună! Ai 60 de secunde pentru a completa. Ce? Adio! La naiba? Tipul ăsta e peste tot? Unde e corpul lui? Bine, adună-te, o poți face. Trebuie să acționezi repede. Iată, acesta va fi piciorul. Știu, nu va fi de folos. Unde e restul? Corpul? Iată-l! Mă chinui să ajung la el! Vai, e o trambulină! Voi sări cât mai sus! A funcționat? Bine, hai să punem picioarele înapoi! Drăguț! Timpul se scurge? Mult prea ușor! Care sunt șansele să fie o capcană? Fiu, e în regulă? Oh, nu! Nu, 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 nu! Auci, ochiul meu! Atașez brațele! Grozav! Oh, nu! Rămân fără timp! Bubble! Stop! Dă-mi capul! Sunt disperată! A mea! A mers! Toate piesele din Zubble sunt la locul lor! Oh! Eu plec! Am terminat! Uite, suntem filmați! Hei tu! Haide! Fă o fotografie de aproape! Doar mie? Iată, ieșirea mea! Treci peste? Sunt gata! Bine ai venit, Jax! Aceasta va fi propria ta provocare! Sunt complet pregătit! Ce trebuie să fac? Ei bine, ciao! Mamma mia! Pizza peste Lamborghini! Oh, scuza-mă! Bellissimo rabittimo! Perfecto! Ia loc, per favore! Lasă-mă să-l adaptez! Cina va fi bellissimo! Wow! Il condimentezo con gli erbori! Oh, ciao, bello mio amore! Ce se întâmplă? Oh, mi scuzi! Am fost prins de moment! Iam, iam! Ce-i asta? Masa principală a unui iepure! Trebuie să scap! Oh, mio amore! Am nevoie de sos de smântână! Mi amore, nu ai permisiunea mea! Oh-oh! Rabibito mio! Ce se întâmplă? Oprește-te! Uite ce am! No, no! Pentru numele lui Dumnezeu! Bang! Oh, mio bambino! Și mai am? No! Mamma mia! Muerto spaghetti! Frumoasă pizza! Pizza bella! Hopa! Ananas! Ești așa de rău! Ce zici de asta? Excelent sandwich! Inima mea e zdrobită de această tortură! Oh, da! Am câștigat! Auci! Sunt tare, indiferent de ce-o fi! Oh, ușa mea! Cioc-cioc, e cineva acasă? Am zis să deschizi! Auci! Nici o șansă să ies de aici! Cine e? Lasă-mă înăuntru! Te rog! Dumnezeule! Ce-i asta? Să pun un nume? Faucmo! Nu e bun! Ești sigur? Ce zici de asta? Maufco? Ești sigur că nu e numele tău? Hopa! În acest caz, Kaufmo, e bine? Doamne! Auci! Te superi? Oh, aici ești! Grozav! Ești Pomni? Da! Grozav! Cine e acest tip? Regele iepure! Un minut? Te cred! E Jax sigur! Nu suport aceste minciuni! Din moment ce-ți plac atât de mult transformările, iată că mai vine una! Uh-oh. Nu! Nu, Pomni! Încă nu am terminat cu tine! Să vedem de ce ți-e frică! Oh, nu, 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 nu! Doamnelor și domnilor, sunteți pe cale să fiți martori la bătălia secolului! O avem pe mama în colțul din dreapta! Bună, dragă! Mami? Și pe tata în colțul din stânga al ringului! Hei, dragă! Tati! Lupta părinților a început! Runda 1! Oh, nu! Vă rog, nu! Care e problema ta, enervantule? Care e problema ta? Doritoare-o de control? Opriți-vă, vă rog! De asta au nevoie! Bule de iubire! Oh, dragă! Oh, dragule! Te iubesc! Și eu vă iubesc? Oh, unde s-au dus? E nedrept! Iată ușa! Ragatha, mi-ai văzut bicepșii? Hei, Pomni, ai reușit! Bună treabă! Sunt așa de fericită! Ușă! Asta e o cale de ieșire! Oprește-te! Încotro vă duceți! Uitați de ieșire! Voi nu le-ați dat 20.000 de like-uri, ceea ce înseamnă că vor rămâne aici! Doamnelor, mă voi ocupa de el! Caia! Ha? Ce se întâmplă? E o nouă aventură pentru toată lumea! O bătălie de dans! Prieteni, mișcați-vă șoldurile! Ce-i asta? Ha? Hei, privește! Se așteaptă să copiem asta? Nu mai pot! E vreo șansă să fie suficient? Nu! Spectacolul trebuie să continue! Iată noua provocare! Ajutor! Sunt blocată! Cine te crezi? Eu conduc acest loc! Vei face orice spun eu! Circul meu, maimuțele mele! Omule, ești nebun! O păpușă, ascunde-mă! Hiu, nu pot să țin pasul! Nu ai unde să te ascunzi! Hopa! Iepure prost! Unde sunt? Jax! Unde e? Tu urmezi! Ajutor! Nimeni nu te salvează acum! Run. Salutare! Exact! Tableta mea! Unde naiba e? Dragă, te pot găsi oriunde! Circ digital! Șterge! Cine a făcut asta? Nu! A funcționat? Acum ce? Totul dispare? La fel și eu! Ce se întâmplă? Am intrat într-un adevărat liceu? Ce nebunie! Sunt Banban acum! Grozav! Cine e aici? Nu! Vino cu mine! Unde am ajuns? Eu zic să ne jucăm! Nu! Te rog! Pregătește-te să devii un monstru! Nu! Ce? Nu, 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 Banban! Nu faci asta! Ce? Ești mai bun decât atât! Banban nu a fost întotdeauna rău. El e de fapt foarte amabil. Am dreptate? Iată povestea lui. Ora prânzului, sandvișul meu delicios. Trebuie să reduci consumul de gluten. Sandvișul va fi al meu. Pierzătoare-o! Până aici, iată sandvișul meu, poftă bună! Wow! Tu ești Banban? Nu am treabă cu sandvișurile ciudate! Așa de nepoliticos din partea ta! Oh, am uitat! Ce? Îl agresează pe cel fără apărare? Ce nebunie! O să vă dau o lecție, bătăușilor! Ești mult mai mare decât el! E greșit! Auzi? E totul în regulă acum? Noi de fapt ne jucăm! Nu m-ai ajutat, doar ai încurcat Banban! Ești hărțuit! Cum e posibil? Pierzătorule! Ia o pauză în dulap, iepurașule! Aceștia au fost cei mai răi ani din viața mea! Îmi pare așa de rău! Trebuie să ies! Ce? E nepoliticos să plece în mijlocul unei conversații! Trebuie să plec! Oprește-te! Trebuie să-mi termin povestea! Așa de copilăresc! Bea niște ceai! Ia loc! Povestea continuă! Unde am rămas? Banbanul nostru a crescut puțin și totuși a fost cel mai mare ratat de la facultate. Ha, pierzătorule! În fiecare zi! Zâmbește, pierzătoare-o! Iu! Oh! Bună! Bună! Pierzătorii trebuie să rămână împreună. Asta trebuia să se întâmple. Banban și-a invitat prietena să iasă la o cafea pentru prima lor întâlnire. Cafeaua voastră! Așa de bună! Hei, ratatule! Oh, e distractiv! Cel puțin are niște cremă. Nimic nu putea opri strălucirea pe care o aveau porumbeii iubirii. Auci! Banban, o mișcare urâtă! E amuzant! Hei, mi-a venit o idee! Idee? Eu zic să jucăm limbo! Ce? Cine plânge? Zgomotul vine din spate. Hai să ne uităm! Cine plânge? Nu înțeleg de unde vine! Te rog, ajută-ne! Comentează mai jos și apasă degetul mare. Așa se va deschide dulapul corect. Mulțumesc! Sărăcuța! Ești afară? Să iau și de tine? Cine sunteți? Lansăm grădina bunăvoinței și a dreptății. Grădina Banban pentru toți copiii. Ipi! Wow! Acest loc e minunat! Hai să-i dăm drumul! Prima regulă a grădiniței este fără bătăuși. Oh, ce e acel sunet? Nu! Nu aici! Da, am trecut! Hei! Yes! Sfinte iepuraș! Scuză-mă! Ești bine, Banban? Dă-mi laptopul? Ce zici dacă nu? Bine! Mersi! Deci, unde am rămas? Să înceapă spectacolul! Oh, e greu! Îți dau o mână de ajutor, Banbaleena! E cel mai drăguț! Am montat mobilier, am pictat pereți și am desenat împreună. Așa de minunat! Grădina noastră e gata! Unde sunt copiii? Dacă nu apare nimeni, iată-i! Hei, copii! Banban! Banbaleena! Hai să pictăm! Oh, mersi mult! Ce-ar trebui să pictez? Sunt un fan al lucrurilor abstracte! Wow, asta numesc eu artă modernă! Un spațiu fără bătăuși trebuie să dea greș. Ce? Ha? V-am prins! Salutare! Oh, salut! Cum am ajuns aici? Experimentul cu monstru începe! Tu sau tu! Veți deveni cu toții monștri! Nu! Unde sunt profesorii noștri? Plecat? Îl așteptăm aici? Pasărea intră prima! Nu, te rog! Te transform într-un melc! Voila! Sunteți niște monștri! E înfiorător! Butonul de urgență! Fata a avut o zi proastă! Voi încerca să ajung la butonul de urgență? Acum e rândul vostru, porumbeilor! Nu! Draga mea, ce ai făcut? Oh! Ce e neregulă cu mine? Dragă, unde ești? Ai plecat? A fost o tragedie! Ne-a transformat în monștri! Sună rău! Oh, seringa cu ser ar trebui să stea departe! Ei bine, poftim batiste, monștrilor! Ei bine! Hei, copii! Josie? Bună! Un monstru! Unde vă duceți? Nu sunt un monstru! Cu dragostea mea plecată și cu munca mea, mai bine pierd! Ce? Plânge cineva? Aceasta e Banbaleena mea! Dragă, tu ești? Sunt urâtă! Nu vreau să mă mai văd! Încetează! Ești drăguță indiferent de ce este! Te iubesc oricum! Banbaleena mea! Monstrul meu preferat! Am ajuns la film! Cel mai fericit cuplu de monștri vreodată! Nu sunteți deloc monștri? Am o idee! Ce face ea acolo? Desenează, cred! Tada! Toată lumea va ști că nu sunteți niște monștri înfricoșători! Și că iubiți copiii? Îmbrățișări? Cu siguranță! Nu, dragă! Nu suntem monștri! Ne înțelegem cu toții! Ajutor! Ce e asta? Opila? Deschide ușa? O pasăre nebună mă urmărește! Nu, 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 nu! E deja aici! Trebuie să găsesc o altă cale de ieșire! Hei! Te-am prins! Ce? O altă ușă? Am ghicit! Ăsta e în siguranță? Ce e locul ăsta totuși? E cineva aici! Bună! Hei! Ia loc! Cine e în spatele ușii? Acolo? Asta e o poveste fascinantă! Îți voi spune totul despre asta într-o clipă! Află tot adevărul despre pasărea Opila! Ce pasăre? Oh, aceasta! Așa a început totul! Priviți! Ea e! Tu și caietele tale enervante! De ce sunteți așa răutăcioși? Ei, e ora prânzului? Oprește-te! Nu mergi mai departe! Ne e foame și nouă! De ce sunt așa? Îi ignor! Învins-o! Oh, nu! Desenul meu preferat! Trebuie colorat! Nuanțele perfecte! Tu îi distragi atenția, iar eu smulg desenul! Hei! Ce e? Ți-am luat pasărea! Creier de pasăre! Nu o voi lăsa să-mi scape de sub control! Vreo problemă? Ah, firar, sunt depășită! Vă rog să apăsați pe butonul de like ca să revină profesorul cât de curând posibil! Nimeni nu te va ajuta! Oh, da! Mersi! Elevi, la locurile voastre! Hopa, ascunde-l! Fără pistoale! Tocmai vă așteptam! Desenul meu! Păsărico, ești bine! Elevi, astăzi veți da un test! Oh, frate! Și tu vei reuși! Mersi! Oh, e ușor! Știu răspunsurile! Hei! Ha? Care e răspunsul la primul? De unde să știu? Ghinion! Timpul a trecut! Gata! Trusa mea de creioane! Ia testul! Am înțeles! Uite testul meu! Ce? Niciun singur răspuns corect! Primești un 4! Nu! Asta nu poate fi adevărat! Avem 10! Învins-o! Cum vine asta? Oh, nu! Cineva mi-a vopsit dulapul? Merită asta! Nu-i așa, păsărico? Ești așa de drăguță? Mi-aș fi dorit să arăt ca tine! O să încep cu pene pe o clemă de păr și un cioker. Wow! Ai un stil grozav! Pot să-mi fac un selfie? Serios? Mersi! Uite-te la cameră! Hei, aici! Vin! Acum, iată niște pene! Oh! Hei tu! Surpriză! Ești enervant? Am trecut peste și sunt supărată! Ah! Ce se întâmplă? Săraca, ce tristă e! Nu te panica! S-a întors! Suntem ocupați! Îmi pare rău! Ah! Deci, ce se întâmplă mai departe? Și apoi, mai multe lacrimi! Iată o batistă! Mersi! A fost tare! Momentul perfect! Eu, Birdie, tu ești singura care mă înțelege! Din fericire, voi absolvi facultatea cu onoare foarte curând! Viața mea se va schimba! A venit ziua! Felicitări! Suntem mândri de tine! Tu, ia-ți diploma și pleacă în sfârșit! Liceul s-a terminat, slujba mea de vis mă așteaptă! Iată CV-ul meu! Mor de nerăbdare să lucrez pentru voi! Numești asta un CV? Joacă de copii! Am fost respinsă! Încă o încercare! Faceți angajări? Oh, ce drăguț! Cred că ești... Ce-i asta? Așa de lipicios! Nu, astfel de angajați nu se potrivesc! Am uitat slime-ul! Am mare nevoie de această slujbă! Să vedem, ai recomandări? Nu, am mâncare delicioasă totuși! Din păcate, eu nu! Nici măcar un câine nu mă angajează? S-a terminat pentru mine! Ce? Angajăm pe oricine? Chiar mi se potrivește! Cine a fost acela? Bine ai venit la școala noastră! Locul ăsta e frumos! Bună! Bună! CV-ul meu! Nu am nevoie! Ești angajată! Vei preda micilor noștri elevi cursul de artă! Am încredere în tine cu acești 3 copii! Sunt în culmea fericirii! Îți vom oferi elemente esențiale! Bună! Sunt noua voastră profesoară! Hei! La locurile voastre! Cursul a început! Azi vom învăța să desenați animale. Cu cine începem? Nu, e prea plictisitor, eu zic pas. Ce zici de un câine? Nu, nu, nu! Bine, în cazul ăsta puteți desena ce vrea inima voastră. Da! Ce drăguț e asta! Bun! Linia e așa de încrezătoare! Știu pe cine să desenez! La fel și eu! Eu aleg un monstru! Al meu va fi albastru! Al meu roșu! Desenul e distractiv! Ce? Nu ascultă? Dă-mi-l înapoi! Opa! Telefon? Cu cine vorbesc? Îmi pare rău! Este așa de enervant! Ce? Dă-mi căștile! Unde am plecat? Prânzul e gata! Cea mai bună clasa mea e aici! Ați apărut o străi! Vă descurcați extraordinar! Îmi place așa de mult să învăț! Sunt moștri drăguți! Vă sugerez să-i desenăm pe perete! Da! Ne distrăm de minune! Vă voi ajuta! Va fi aici și pasărea mea preferată! Gata! Gata! Poftim! Wow! Ați făcut o treabă grozavă! Acum hai să inventăm povești despre arta noastră! Poftim! Mai sunt doar 2 dintre voi! Știi? 2 e un număr bun! Înseamnă că vă veți trezi împreună! Iată, un elef mai puțin! Ce avem mai departe? Nu te supăra, te voi învăța oricum! A venit mama să mă ia! Pa! Pa? Dar nu vreau să plec, o să-mi fie dor de tine! Deci, ce se va întâmpla cu școala acum? Nu mai sunt elevi! Sunt așa de deprimată! Păsărico, nu mai ești singură! Tu și cele 3 ouă ești ca mine și ca cei 3 elevi ai mei! Ești pentru totdeauna cu mine! Dar sunt epuizat acum! Trezește-te! Felicitări, Opila! Vor fi 3! Ce e asta? Văd lucruri? E doar un desen! Ei bine, nu sunt elevi, așa că școala se închide! Nu, nu poți face asta! Clasa asta e tot ce am! E viața mea! Nu e altă opțiune! Școala s-a terminat! Ce să fac în continuare? Am această idee! Chiar? E minunat! Adică, unde suntem până la urmă? Ești pe cale să înveți! Oh, nu te recunosc! Stai! Nu ai niciun motiv să-ți fie frică! Dormi! Acum ești hipnotizată! Mă asculți doar pe mine! Merge ca unsă! Asta e ciudat! Și mi-e somn! Unde sunt? Lasă-mă! Îmi pare rău, nu pot, am planuri grozave pentru tine! Nu! Injectez gena! Transformarea a început! Salvează-mă! Da, s-a întâmplat! Ajutor! Aceasta e cea mai bună creație a mea! Clasa mea, elevii mei! Oh, nu! S-a terminat! Nu e cale de întoarcere! Sunt revoltată! Oh, da! Înnebunește! Uimitor! Tu ești tipul rău! S-a dovedit că nu e pasărea Opila de vină! Surpriză! Nu poți fugi acum? Știi ce? Tu ești fata care a reușit! Eu? Cu tine inclus! Colecția mea va fi completă! Ata ce? Ești al 3-lea ou! Oh, nu! Oh, da! Genă alterată! Ajutor! Opila? Oh, nu! Urechile mele! Tăiați și fugiți! Acum ești liberă! Nu! Vino cu mine! Nu pot! Te rog, Opila! Nu te las! Du-te! Aici e locul meu! Opila, te voi găsi! Victoria e așa de aproape! E finalul! Unde e victoria mea? Jocule? Deblochează-te! Pasărea Opila a căzut! Cine e acest oaspete? Opila? Parcă ai fost în ea și înapoi! Lasă-mă să te repar! Înțepătură de bisturiu! Slime din Opila? Trebuie să curăț totul! E clar că locul tău nu e aici! Hai să te coasem înapoi! O o voi curăța pe Opila. Arăți nou-nouță? Încărcare de ser monstru! Pacientul meu e treaz! Ce-i acum? Unde sunt? Unde sunt? Ar putea fi aici? Nu, nici aici! Trebuie să fie în altă parte! Mersi! Ce cauți? Copiii mei! Ce? Copiii mei! Vine, mama! Șmecheria e că trebuie să părăsesc lumea asta? Trebuie să mă întorc în joc! Ce faci? Păsările sunt naive, omule! Mă cheamă jocul! Ia-mă înapoi! O, sfinte pene!